boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am o colaborare foarte drăguță. Eu împreună cu Alexandra de pe canalul lui Alexas Hayat și cu Rox de pe canalul Rox, găsiți în info box linkurile către canalurile la fete, ne-am decis să facem o colaborare și să vă arătăm cum o să ne machiem noi de anul nou sau de Crăciun sau când vrea mușchii voștri. Chiar să vă duceți să faceți niște cumpărături sau să aruncați gunoiul. Vă dați seama să ieșiți așa machiate, aranjate, top, top, the top, 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 top. Să ieșiți așa, să aruncați gunoiul, lumea. Wow! Wow! În fin. Nu uitați să vă duceți să vedeți clipurile lor. Să vă înscrieți la canalurile la aceste două fete minunate pe care le pupăcesc și le mulțumesc pentru că au făcut această colaborare cu moi. Și astăzi o să vă spun direct de la început. Camera mea are spume pe ea, nu focusează, nu știu ce are. Cred că e din cauza la luminile astea în spate. Mi-am dat seama la sfârșit, dar asta este. Deja m-am machiat, aranjat, în fine. Oricum, duceți-vă și vedeți cum m-am machiat. În primul rând o să pun fondul de ten de la Maybelline Dream Satin. Eu am numărul 30 Sable Sand. O să-l aplic cu burețelul ăsta, cred că mi l-a trimis de la DM, nu știu. Ori Alexandra, ori una dintre fete. Mi-am hidratat deja pielea cu cremă. Nu uitați să vă hidratați întotdeauna înainte de a vă machia și nu numai. Chiar dacă nu vă machiați, hidratați-vă întotdeauna fațili, fațili, fața. Bam! Unde vă duceți, mă, de Crăciun? Ce faceți de Crăciun? Adică, spuneți și mie ce mâncare pregătiți voi de Crăciun? Că aici se face lasagna, se face carne la cuptor, se face cartofi, se face niște, cum le zice, conopii de chestii de-astea de verzituri, să pune în ou cu făină și să prăjește. Aia se face. O să folosesc de la L'Oreal Infallible Sculpt. Nu mai țin minte, oricum cam sub 7-8 euro, nu-mi dat exagerat de mult pe el. Și o să mi-l aplic cu pensulica asta. Să facem contouring. Da. Astăzi mă duc că băiatul meu, Mateo, are serbare de muzică. Că îi fac muzică, sună instrumente, ceva acolo. Și a zis Mateo că astăzi are și o surpriză. Cine știe ce m-a fi pus aia să cânt. El sună la triunghiul ăla. Teng, teng! Așa drăguț, au fost și anul trecut. Acum o să iau să ne punem și pe năsuc, așa să ne facem gagici cu năsucul subțirel. Chestia asta, că putem să ne facem nasul mai subțirel. Nu să avem cârneața aia mare. Ca Miss Piggy. Piggy! Mai știți, mă, pe Miss Piggy? Ok, acum luăm niște ăsta deschis și îl dăm aici pe năsuc. Să facem lumini. Lumini și umbre. Și aici la riduri. Tac. Bă, nu v-am povestit. Vedeți că sunt umflat aici? Și am, zici că am mustăți. Nu-i mustăți, e vânătăi. Pentru că am intrat cu gura într-un aparat la sală. Dan, dan, dan. Mă, dar Revelion, unde vă duceți?
povestiți-mi ce faceți, ce ați organizat. Când eram noi copii, organizam mereu acasă la cineva, mai ales la țară, la mama, că acolo mi-am petrecut eu tinerețile mele, dar ușori, de ea lumiță. Și ne organizam acasă la cineva. Fiecare ducea ceva de mâncare, de băut, puneam bani. Așa, mă. Gata, mă. O să iau, am zis că o să folosesc produse cât mai accesibile, așa că o să folosesc cablaj. Paletuța de la Revolution, Makeup Revolution, are o grămadă blush rece, are și iluminant. E ok. Știu că nu e asta, dar mie îmi place pe asta. Și hai să ne facem, roze. Oh, să nu las mult din asta, că e pigmentarea de tot. Și acum, hai să vedem ce folosim. Mă, am cumpărat mai de mult o paletuță coreană. Dar e de-aia, nașpa, după AliExpress. Și ia asta. Să o arată așa. Și am să mă machez cu asta, bă, că are mai lucicheluri pe aici. Ia uite, să vedem, prinde ceva de ea. Ia să încercăm. Ia să vedem. Dar întâi stai să ne facem un pic de bază acolo, de culoare, de tranziție. Ia să vedem ce folosim aici. Makeup Revolution. Hai, folosim pe asta, uite. Makeup Revolution este paletuța Neutrals versus Neutrals. Ok, hai să începem măzgălearea. Luăm pensulica de la Sigma și o să încep cu cărămiziul ăsta, pentru că vreau să mă boiesc rău la ochi azi. Tac. Să aveți grijă că asta e pigmentată rău de tot. Uitați, bam! Deja m-a boit. Ta-ta-tam-tam-taram-tam. Eu la anul ăsta, cred că și anul trecut tot acasă am stat. Nu mă țin minte. Da, parcă tot acasă am stat. O să stau acasă la anul nou cu băiatul meu și cu mama mea. Că vă dați seama că Rosela, fata mea de 17 ani, se duce cu prietenii ei. Cum e normal să fie. Ok. Luăm maroniul ăsta mai închis. Și accentuăm spre sfârșitul ochiului, cred, să spun așa. Nu știu ce o să iasă asta. Hei! După aia îl iau și pe ăsta. Și dăm tot pe aici. Asta e mai roșiat, e așa. Îmi place culorile roșii pe ochiul ăla albastru. Ok, și acum luăm pe ăsta închis de aici și îmi dăm aici la codiță. Și ce să fac într-o zi? O să creez un video în care o să fac dicționarul lui Janina, pentru că eu îmi inventez cuvintele non-stop. În românește. Pentru că, vă dați seama, după 20 de ani stai într-o țară și te înveți cu limba aia. Și tu, pata, o folosești, dar o folosești mai rar, așa. Și mai ales cuvinte, multe cuvinte nu le folosești mereu, nu? Și devii cult. Devii pur și simplu incult de limba română. Și ce faci când nu-ți mai ți amintești cuvinte care nu le știi? Inventez cuvinte noi. O să iau pe ăsta și mai închis, că e un pic lucicos așa. Vedeți? Deja v-am învățat o alt cuvânt a la Janina. Pentru că nu mi-amintesc cuvintele. Când e lucios, așa cum îi spune. Lucios. Lucios, mă. E lucios pe aici. Tac. Dau aici. Oh. Voi urmăriți-mă ce fac eu aici, că fac mai repede ca să nu dureze video ăsta 8000 de ani. Hai bă, să mă urmăriți, mă, și pe celălalt canal de gaming, că mai fac vloguri pe acolo.
De fapt, gaming-ul mie îmi place rău de tot, pentru că mă joc cu băiatul meu. Și acolo sunt eu, în zaua mea. Pot să urlu, să fac, să-mi bag picioarele, să înjur. Și e foarte distractiv. Mamă, ce smochii, morții. Smochii, mi-am făcut, mamă, hai de bă să mai blenduim aici. Că după aia zici că sunt bătută. Pam, pam, pam. Vă dați seama că eu după machiajul ăsta trebuie să mă duc la serbarea lui Mateo. Sper să nu se sperie ea de mine machiată în halul ăsta. Gata, mă! Acum vreau să încercăm să luăm minuni de astea de aici, să vedem cum merge treaba. Hai să vedem ce, cum, ce și cum. Ia să încercăm cu asta, că e mai tare. Hai să luăm pe auriu. Să punem pe aici. Mamă! Ce mișto arată, bă! Ia uitați, băi, frate, bă! Mamă! Nu mai știu care aerul ăsta. Ia uite, bă! Ia uite! Lucel! Să explodezi eu, da, nu nou machiat așa. Fraților. Păi, o să caut să vă las link-ul la minunea asta. Că nu mai țin minte, după, cred că după AliExpress am luat. Ia să mai luăm și altă culoare. Mai are un cărămiziu așa mai deschis. Hai să căutăm o altă pensulică. A, uite, vă luăm pe asta. Stai, nu. Stai, bă, dați-mi una mai apăsată așa. Uite aici, am găsit. Pensulica asta, să dau și pe aici, așa, ia. Mamă. Păi mă, arăză, nu se poate așa, bă. Trebuie să-mi aduc aminte de unde am cumpărat asta, bă. Să vă las, bă, că n-am dat mult pe aia. Bă, dați seama că dacă-i luat după Alex. Ce meseriașă, bă, ia uite, bă. Îmi facem ochii și pe urmă să ne machiem pe aici. Dar oricum arată bestial, mă, bestial. O să iau un șervețel și o să fac așa. Ca să mi se întindă un pic așa frumos, mă. Mai facem și pe aici. Le-am șters, că se mi s-a albit față. Nu o să mai fac cu, cum îi zice, cu eyeliner, pentru că îmi place cum arată așa. O să iau un pic de din ăsta alb și o să-mi dau pe arcada aici, așa, să fie mai frumușel. Sportul ăsta e ascuțit. Asta mi l-a luat Alexandra. Canalul Alexa s-a iat. V-am vorbit la început. Este lucrul cel mai frumos care mi s-a întâmplat pe YouTube. Să o cunosc pe Alexandra. Este o prietenie care are, cred că are 2 ani, Alex? Nu mai știu. Dar nu ne-am certat niciodată. Suntem... ne auzim în fiecare zi, ne împărtășim, bârfim. Lucrul cel mai frumos care mi s-a întâmplat din cauza la YouTube a fost că am cunoscut-o pe Alexandra. Anul viitor mă duc la ea în Turcia. Și sunt super, super fericită de chestia asta, pentru că nu am avut niciodată o prietenă care să fim așa de asemănătoare, adică să ne împărtășim, să vorbim, să... O iubesc! O iubesc pe Alexica! Mascara o să-l folosesc pe ăsta de la Maybelline Colossal Big Shot. Boah! Hai mă, ce ziceți? Mă duc machiat așa la serbarea lui Mateo?
trebuie să alegem un ruj, bă, ce ruj să punem noi aici? Bă, e bun rău rimelul ăsta, că mascara asta, că îți face... Îți ridică genele alea care nu le ai, ți le ridică și ție nițel sus. Deci că ai gene false. Pentru niște ochi așa ar trebui un ruj nude. Dar eu nu cred că o să folosesc un ruj nude. Nu sunt învățată cu nude-urile. O să mi-ar face un mov. Ce ziceți? O să folosesc pe ăsta, asta nu e chiar accesibil așa. De la Urban Decay, de Gwen Stefani. Haideți să-l folosim. Merge, merge. Ce-am uitat, mă? Iluminant, mă! Băgăm aici niște iluminant de la... Așezăm un pic freaza. Iluminant, iluminant, iluminant! Unde este? O să folosesc pe ăsta de la NYX. Pe care să-l luăm? Luăm auriu? Hai să luăm auriu. Mamă, zici că sunt un far de discotec. Câte culori mi-am pus în față. Hai mă să ne punem și până siuca și iau un pic. Gata, băi nene! Arată bine! Arată bine! La 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 la. Haideți să dansăm, haideți să petrecem. Pam, pam, pam. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să vă duceți la Alexandra și la Roxana să vedeți machiajele lor. Eu vă pupăcesc și urmăriți-mă pe Instagram, Janina Italian. Stai, ciao!